Salut și bine ai venit la un nou episod din Unde și ce mâncăm. Sunt cu Maira și o să mergem să mâncăm o înghețată la Velocita, pentru că eu am fost aseară cu Oli și am descoperit locul. Ea a zis care este fan înghețată, că e cea mai bună înghețată pe care am mâncat-o până acum, dintre toate locurile din lume pe unde am mâncat înghețată. Ne-am pregătit să mergem înăuntru. E, acum e gol, nu mai e cum era aseara. Eu mi-am ales fistic, caramel cu un sărat și cafea. Tu, Maira, te-ai hotărât ce vrei? Ai zis fistic, vanilie și izneură. Fetele dinăuntru sunt delicioase. Ne-a adus și apă. Pur și simplu. Ei au ales să facă asta. Deci pisticul ăsta este incredibil. Deci clar vă recomand caramelul sărat și fisticul. Fisticul mi se pare bun. Cel mai bun. Dacă Oli a spus că asta e cea mai bună înghețată pe care am mâncat-o ea vreodată, asta înseamnă foarte bun. Sper doar să se păstreze așa, să nu se schimbe nimic la ea. Asta e grija mea. De vanilia? E bună, da. Da, fisticul e mega bun. Cred că o să mai iau fistic. E că e bun fisticul? Doamne, cum e fisticul ăsta? Doamne, cum e fisticul! Ești în pană de idei? Nu știi unde să te duci să mai mănânci ceva bun? Intră pe canalul nostru de YouTube, pe pagina de Instagram, de Facebook și fă-ți o părere acolo. Dacă îți place, bine. Dacă nu îți place, nu te obligă nimeni să vii, nu? V-am pupat până data viitoare. Poftă bună și distracție plăcută!